Încep cu tine. Știi ce titlu aș fi dat eu la Cronică, nu? La Cronică. Titlu care l-aș fi dat la Cronică era în felul următor, după ce am auzit toată săptămâna asta. Mamă, Kopić, cum joacă, trasee, băieții, Kopić, mamă, nici nu văd mingea ăștia de la FCSB. Domne, e totul aranjat, meci greu pentru FCSB. L-a umflat Gigi, da. Cu tot respectul, titlu Cronicii ar fi Dinamo Fâs. Da? Și Fâs cu mulți de S, așa. Fâs. Cum a fost, Dani? Ce am văzut aseară? Da, eu cred că prima greșeală a fost... Dar nu plânge, că ai un nod. Nu plâng, nu stai. Prima greșeală a făcut-o ca o jucă pe Național Arena. Într-adevăr, benefic pentru încasări, dar nu cred că i-a ajutat foarte mult stadionul. Adică de ce? Li s-a dus tensiunea, presiunea în picioare? Păi hai să ne gândim așa, cam câți din... Jucătorul Dinamo au jucat cu 10.000 în tribună, nu cu 42.000. Eu aici cred că au greșit. A fost o greșeală, a? Da. Și-au dorit foarte mult, dar în general, ca fotbalist, când îți dorești ceva, nu prea îți reușești. Trebuia să joace cum au jucat până acum, nici de cum cu dorința asta, că mamă, îi batem pe Steaua sau pe FCSB. Da. Eu cred că aici au greșit puțin. Da, dezamăgitor. Mie, sincer, mi s-a părut dezamăgitor Dinamo. Mă așteptam la cu totul altceva. Da, bine. M-au jucat slab. Nu avem ce să spunem. Te-am spus. N-au jucători care să poată să facă cu adevărat, față sau să facă o diferență. Nu, au o echipă care au început bine, au ținut de minge cât au putut, au pasat, dar e dezamăgitor. Sunt echipă de play-off Dinamo? Sincer te întreb. Eu sper și vreau. Acum, la cum au jucat ieri, cam greu. Cam greu, a? Bă, dar... Eu am spus-o de când a început campionatul. Adevărata fața lui Dinamo vreau să o văd după două eșecuri. Nu-mi doresc să aibă și al doilea eșec în etapa viitoare. Dar în momentul când dai două eșecuri, încep și problemele. Și vreau să văd dacă reușesc să treacă peste aceste probleme pe care vor apărea. Eu îmi doresc să...